nevoia cea mai delicată. Cel puțin o dată pe zi, bătrâna noastră pisică neagră vine la unul din noi cu o cerere specială. În mod evident, nu dorește să fie hrănită sau lăsată afară, ci are o nevoie complet diferită. Dacă stăm așezați, ne sare în poală. Dacă nu, rămâne lângă noi privindu-ne melancolică până când îi creăm condițiile necesare. Odată ajunsă în poala noastră, începe să toarcă chiar înainte de a apuca să o mângâiem pe spate și supărbie și să îi spunem ce pisicuță bună este. Se face apoi confortabilă, se întinde toată de plăcere, iar când și când dorsul ei scapă de sub control și se transformă într-un strănut. Ne privește cu ochi plini de adorație și cu o încredere absolută pe care numai un animal o poate avea în stăpânul lui. După o vreme, începe să se liniștească încetul cu încetul. Dacă simte că este în regulă, rămâne în poala noastră și atipește. Dacă nu, se dă jos și își vede senină de treburi. În ambele cazuri este evident că delicata ei nevoie a fost satisfăcută. Pica noastră descrie acest fenomen în termeni simpli. Blackie, numele pisicii, simte nevoia să fie doarsă. De altfel, Blackie nu este singura din casa noastră care are această nevoie. O împărtășim și noi, eu și soția mea. Personal consider că această nevoie este universală și nu corespunde unei singure tipă de vârstă. Totuși, fiind profesor și părinte, eu o asociez în primul rând cu copiii. Cu nevoia lor rapidă și impulsivă de a primi o îmbrățișare, o strângere la piept, un braț după umăr, o învelire cu pătura înainte de culcare, nu pentru că par avea vreo neliniște, ci pentru că așa li se pare natural. Există multe lucruri pe care mi-ar plăcea să le pot face pentru toți copiii din lume, dar dacă ar fi să aleg unul singur, acesta ar fi următorul. Le-aș garanta tuturor copiilor cel puțin un dors bun în fiecare zi. La fel ca și pisicile, copiii simt nevoia să toarcă.